Un întreg univers pe roz dedicat copiilor. Acesta este proiectul inaugurat astăzi de către două asociații în județul Cluj. BookTrack sau Biblioteca Mobilă, care împrumută gratuit cărți, va călători în tot județul și va invita tinerii și copiii din sate la lectură. Cei mici sunt încântați de mașina colorată plină cu peste 1000 de cărți care pot fi împrumutate, iar apoi returnate într-o cutie special amenajată din sat. Biblioteca mobilă BookTrack este un proiect de suflet dus la capăt de două asociații partenere, care s-au mobilizat și au transformat o dubă obișnuită într-un adevărat univers pe patru roți. Primul popas a fost făcut în satul Vechea, din județul Cluj, unde zeci de copii s-au bucurat de mașina magică, au ascultat poezii și au privit fermecați un show de magie. Poate că vă pare că e o mașină cu cărți. În realitate este un vehicul de transport prin universul larg pentru toți copiii care vor lua de aici măcar o singură carte. O singură carte e biletul lor spre o viață mai frumoasă. În luna august, Biblioteca Mobilă va vizita satele Bonțida, Rediu și Mărișel, unde va poposi câte o săptămână în fiecare dintre acestea. Mai mult decât atât, pe lângă peste o mie de cărți, o să aducem și ideea de bibliotecă vie, oameni cu care lucrează în diverse domenii, să vină să le povestească tinerilor cum e să lucrezi în IT sau să fii medic. Prima dintre personalitățile invitate la Caravana Cărților a fost criticul de film Irina Margareta Nistor, care le-a citit copiilor versuri din volume de poezii. Ierme s-a dus la strână să învețe să facă lume. S-a străduit zile în șir și până la urmă a scos un fir. Ce e foarte frumos e că vine lume, că le sunt citite niște povești și mai ales cred că ar trebui să fie și ei îndemnați să citească cu glas tare, pentru că am văzut prea bine la televizor cât de complicat e chiar și pentru adulți să citească uneori la prima vedere. Toți copiii s-au bucurat de mașina frumos amenajată și spun că de-abia așteaptă să împrumute cărți din ea. Unii și-au ales deja și poveștile preferate. Ce îți place mai mult să citești, poezii sau povești? Povești. Povești? Care e povestea ta preferată? Povestea lui Apolodor. Care e povestea ta preferată? Lunarul unui puști. Alții au venit cu o listă pregătită. Aș vrea să vedem dacă este Harry Potter. Am 5 cărți acasă și vreau să mai găsesc. Pentru ca mixul de activități pe care biblioteca mobilă BookTrack le poate găzdui să fie cât mai complex, doritorii pot dona jocuri pentru copii. Din păcate, țara noastră se află pe ultimul loc în Europa la consumul de carte, iar astfel de proiecte le pot schimba celor mici comportamentul în ceea ce privește cititul cărților.